GTA 5, partea a doua. Fanii GTA 5 în acest moment. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip cu GTA 5. Am văzut că v-a plăcut foarte mult clipul anterior, așa că mai facem încă unul. De ce a dat zoom pe ăsta, mă? Ia uite ce speriat e. Cum am spus, la fiecare 1200 de like-uri apare încă un clip nou cu GTA 5, așa că știți ce aveți de făcut. De asemenea, nu uitați să vă abonați, mă ajută foarte mult. Road to 60.000 băieți până la vară, așa că fiecare abonat în parte contează. Mamă, ce priveliște frumoasă de vânzare, ia. Vând Golf 3. Mamă, ce sprint nebun de fata asta. În fine, băieți, hai să mergem să facem misiunea. Suntem aici cu Franklin in the hood și cu acest băiat Lamar, dacă ar fi Colcescu, i-a spune, nu mai zic cum i-a spune. A few inches later. Ăla negru. Ok, trebuie să alegem o mașină. Asta roșie, ne cine știe ce. Și avem aici un Audi. Cred că e Audi R8. Gata, mă, stai că o aleg acum. Oh, nu te supără. O iau pe asta, băieți. O iau pe asta. Mamă, ia uite cum se decapotează. Am făcut-o decapotabilă, băieți. Și hai să-i dăm drumul să mergem la misiune. Trebuie să-l urmărim pe Lamar. Sunt eu la volan, așa că băgați-vă copii în casă. Aici și Gianni pe stradă. În fine, trebuie să ne ținem după ăsta. Opa, ușor. Hai că deja am accidentat-o. Deja am stricat mașina, băieți. Parcă Franklin avea putere. Nu mai zic nimic. Astea două, am înțeles. Deci are puterea asta să meargă în slow motion când conduce. Ne ajută foarte mult să luăm curbele. Ia uite. Bă! Că ne ajută foarte mult să luăm curbele dacă e. V-am spus să băgați copiii în casă că e jale cu mine. Bă, unde s-a dus ăsta? Bă, dar nu știu să folosesc puterea asta deocamdată, însă ușor o să învăț să o folosesc. Mamă, dar bine conducem. Roșu acolo, noi trecem pe roșu, n-avem treabă. Poliția, mamă, bă, dar intru în toate astea, mă. Sunt varză pe condus. Asta își face selfie, n-are treabă. O luăm pe aici, știu partea asta. Ia uite pe ăștia, pe extraterestri. Ce faceți, mă, frate? Ați luat-o la fugă. Îmi place că ăla l-a împins pe celălalt să-l salveze și s-a sacrificat el. Frumos. Și-a rupt el o mână pentru a salva prietenul. Lamar n-are nicio treabă, conduce așa cu mâna pe geam. Și direct în stâlp. Mamă, dar s-a făcut mașina asta. Uitați ce cățel drăguț. Ia uitați cățelușul ăsta, băieți. Mamă, dar s-a dus la mar. Hai că-l mai prind eu dacă e. Mamă, trebuie să învăț să conduc, băieți, că e cam jale în GTA ăsta. Dacă nu știi să conduci. Hai mă, că reușim până la urmă să ne ținem după la mar. Ce de... nu, e de-abia prima misiune. Sunt curios cât de grele sunt misiunile pe la final. Dacă reușim să ajungem la final. Acum nu știu dacă o să reușim, băieți. Dar dacă vă place vouă seria, vă dați seama că o să o terminăm. Așa, cu cât mai multe like-uri, cu atât mai bine. Pentru că o să terminăm seria, o să încerc să fac și clipuri mai lungi. Press așa to toggle headlight, nu știu ce e asta. Am dat drumul la faruri? Da, am dat drumul la faruri. Dar nu știu de ce mi-ar trebui faruri. Acolo în tunelul ăla, da, dar aici, de fapt în parcare aia, ce naiba era. Le oprim, le pornim. Haide, mamă, era să intru în ăla. Și gata? Cât mai mă ține ăsta, mă, să o conduc? Gata, mă, în sfârșit. Am ajuns la destinație. Uitați-vă cât de bine arată mașina lui Lamar și cât de bine arată mașina mea, deci. Vă dați seama, diferența. Hopa, a venit poliția. Nino. Bă, așteaptă-mă, frate, și pe mine. Aoleu, trebuie să scap de poliție, băieți. Aici e partea mai grea. Trebuie să mă ascund undeva, dar nu prea le-am eu cu scăpatul de poliție, așa că o să dureze ceva. O să revenim că reușesc să scap. Ne băgăm aici, că n-are cum să te prind aici. N-are cum să mă vadă de aici, ești nebun. Am scăpat și de poliție. Dacă s-ar deschide și garajul ăsta ar fi mai frumos, dar nu vrea să se deschidă. N-are, mă, cum să mă vadă. Gata, m-am scăpat și de poliție. Am scăpat, băieți. Hai să mergem la dealership. Gata, m-am ajuns la destinație. Oricum, primele misiuni le știu că le-am făcut de atâtea ori, dar n-am terminat niciodată jocul. Ia uite, mă, cum se numea, mă, chestia de face așa. I don't like you. Ce accent mișto are băiatul ăsta. Bărbatul ăsta, de fapt. Uite, ăsta e fisul lui Michael, dacă nu mă înșel. S-a intimidat, băieți. Myself. Mamă, ce băieți ăsta? Ce naționalitate e ăsta? Arab, ce naiba e?
Cine vorbește cu accent așa, că nu-mi dau seama mai exact. Spuneți-mi voi în comentarii, lăsați-mi acolo în comentarii minutul și spuneți-mi ce naționalitate e asta, că nu-mi dau seama. După accent, cred că arab, hă? Sau rus? Cred că arab. Gata, m-am plecat. Ce mașină luăm? Luăm mașina noastră sau luăm? Îi dăm un pumn? Îi dăm un pumn? Nu îi dăm, mă. E prietenul nostru. Hai să plecăm acasă, băieți. Ne-am dus misiunea la capăt. Am furat mașina aia și am adus-o aici. Am adus-o cam stricat acum, probabil că o să coste, repararea. 1000 de euro, dar nu mai contează. Atâta timp cât a luat-o pe gratis, nu mai contează. Și acum mergem și noi frumos acasă la nevastă. Asta e mașina lui Franklin, cred că e Dodge asta sau ceva de genul, parcă Dodge, nu? Aici, in the hood, zici că suntem în GTA San Andreas, băieți. Parcăm frumos. Ia uite. Iote, orez cu lapte. Gata. Ok. Dar ce are, mă, freza lui Franklin? Că e bine. E mai bine decât al lui Lamar ăsta. E frumos fade aici prin părți. Mission past Franklin and Lamar. Ia, mă, ce are Franklin pe aici prin casă. Un pat frumos, așa niște, o colecție de DVD-uri, nu știu ce-s astea. Cam dezordine pe la el pe aici. Ia uite-o. Zici că e înferentare aici. Primul apel, cum răspund, nu știu. I-am închis, bă. Toate ca toate, dar unde trebuie să fac eu misiunea acum? Gata, am primit aici telefon, sper că răspund acum. Gata, m-am răspuns în sfârșit. Ne-a sunat Simeon. Hai să ne ducem. Ne ducem aici la Simeon. Încercăm să conducem așa, poate conduc mai bine, deși mă cam doare capul dacă conduc așa. Însă încercăm să vedeți. Vă arăt eu skill-ul meu de șofat. Așa, first person. Mamă, cum am trecut printre alea. Da. Accident din first person. Mai bine lasă. Sunt curios ce misiune îmi dă. De fapt știu ce misiune îmi dă, nu mai contează. Mergem aici la Simeon, băieți, uite ce mașini mișto a furat. Ești mecher, mă, Simeon ăsta. Hai că-l prind odată și o dau. Bă, și și-a schimbat și outfit-ul Franklin. E și el mai băiat adevărat. What's up, Simeon? Mă bucur să te văd. Nu prea îi plac îmbrăzișerile astea. Mamă, și aici, fiți atenți cine e Franklin. Ești angajatul lunii. Și cred că singurul angajat. Hai că nu era greu, da? Ce mișto arată în poza aia. N-a avut niciodată un fiu negru. Dar dacă aș fi avut, aș fi vrut să fie la fel ca tine. Deci trebuie să luăm din nou o mașină care a fost furată, din câte am înțeles, nu știu dacă am citit bine. Însă trebuie să recuperăm o mașină, băieți, care a fost furată. De fapt, mi se pare că e motocicletă, nu știu dacă neapărat mașină. Parcă e motocicletă, ține-o bine minte. Bă, e supărat la Marc, vrea el să fie aici. Bă, și la Marc vrea și el să fie acolo, angajatul lunii. Ok. Trebuie să-l prindem pe Esteban Jimenez, Esteban Ricardo Montea de la Rosa Ramirez. Ok, trebuie să-l prindem pe ăsta. Ia, mă, pe care o luăm? Hai că o luăm pe asta, că e mișto. Așa, da, mă, mai schimbăm și noi mașinile. Se duce mai bine asta, băieți? Ia să vedem cât de bine o conducem pe asta. Cred că are control mai bun, are control mai bun decât Dodge-ul ăla. Se duce bine asta. Nu știu ce mașină vrea să imite din realitate. Nu-mi dau seama exact ce mașină e. Se duce bine, n-ai ce să zici. Pe asta n-am cum să o stric. Hai că da. Am ajuns la destinație. Ok, trebuie să luăm de aici de undeva. Mașinuța, mașinița, mașinițili. Hai să sărim. Intrare prin efracție, hoții l-a furat. Ce zici, Vere? Îți dau o bere? Sau un whisky? Sau o țuică? Bă, săracu, bă. Ok, trebuie să avem grijă pe aici, trebuie să părem calmi. Nu trebuie să părem suspecți. Mai bine furam mașina asta decât o motocicletă, dar în fine. Uite o pisicuță. Două pisicuțe. Cum ar fi să-i dau un picior acum? Nu îi dau, băieți, nu îi dau că e drăguță. Asta s-a pus, ia uite, să se culce. Și niște gândași pe jos, am înțeles. Din câte țin minte, e în garajul ăsta, așa că nu are rost să mai caut prin alte garaje. Am avut dreptate, dar au venit băieții din spate. Au venit băieții din spate, ia uite-i. Am înțeles. Hopa. Hopa. Bă. Direct în cap i-a dat.
Păi și eu am pistol sau n-am? Uite aici, pe jos. Uite la aici, pe jos. Dă-l în coa, dă-l în coa. Cum îl iau, mă? Left back. Așa. Cum dăteam cover? Așa frumos cover aici. Mamă, sunt mulți ăștia, băi. Sunt mulți. Au, te-a fugit și pisica. Stai jos, Vere, stai jos. Care mai e, mă? Hai, mă, ieși dacă ești mecher. Hai, mă, ieși. Ieși, mă, ieși. Ce faci, mă, frate, las? Mai stă mult, mă, băiatul ăla? Sau să mă duc eu după el? Hai, mă, ieși. Așa. Fugi. Poți fugi, dar nu te poți ascunde. E unul sus aici. Hai că trag și eu bine dacă e. Stai, mă, că-i trag aici să explodeze. Mamă, explozie. Ce-mi plac exploziile astea. Uite-te cum... Mamă, cum a căzut. Încă unul, încă unul în față. Direct în cap i-am tras. Uite-l și pe ăsta sus aici. Și l-o ăsta-i trag bine. Care mai e, mă? Mă, tu tragi de sus, ai tu high ground. Ia că-mi iau și high ground. Hopa. Ce s-a întâmplat acolo? Mamă, ce a intrat ăla, a vrut și ăla să fugă cu mașina. Hai că mai am puțin și mor. Mamă, ce s-a dus ăsta cu mașina direct. Mamă, trebuie să-l prindem pe ăsta, băieți. Du-te, du-te. Mamă, până îl prind eu pe ăla, o să dureze mult și bine. Hai că ia mașina repede și fug după el. Hai la mar, urcă odată, de-abia te miști. Mamă, păi până se mișcă la mar. Până se mișcă la mar, băieți. Mamă, o să fie greu de prins băiatul ăsta. Uitați-vă la ce distanță e. Însă, la skill-ul nostru de condus, o să fie ușor. Hai că e ușor. O să folosesc mult puterea asta, pentru că e mai ușor așa. Uite-l în față. A, pe el prindem lejer, mă. Dacă nu s-ar băga asta în față. Hai, bă, dă-te de acolo. A, ta, mă. Îi luăm și banii, îi luăm și banii. Dă-te-mă la o parte. Îmi place că ăsta e pe jos aici și nimeni nu face nimic. Nimeni nu sună la poliție, omul meu. Lași și călcat, săracu. I-am luat și bani, e bine. Luăm aici. Bă, dar ce intri mai așa în mine? Ia dă-te-mă la o parte, că îți distrug farul. Hai să mergem să înapoiem motocicleta, băieți. Ia, cum se vede în first person? Aoleu, dar urât se vede. Mai bine lăsăm așa în third person. E mult mai bine. E și Franklin puțin murdar și a dat cu ketchup pe la spate pe aici. Ia uite-l pe Lamar ce stă aici. Lamar a ajuns deja, s-a teleportat efectiv. De ce Rolex are la mână? Bine Rolex-ul ăla dacă vrei. Băi, e cu minte Franklin ăsta, îmi place de el. Misiune completă și cam aici, băieți, se termină episodul de astăzi. Like acolo, 1200 de like-uri și apare încă un episod nou cu GTA 5. Ăsta cred că o să fie mai lung. Eu am fost Gianni, nu uitați să vă abonați, v-am pupat.